Domnule Nicu Crăciun, reprezentați Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine și Caprine Neamț, însă problemele sunt cam aceleași în toată țara, iar astăzi aici au avut loc discuții aprinse. Sigur, avem o mulțime de probleme, dar ne bucurăm în primul rând că ne-am întâlnit după mult timp. Am reușit și ne-am reunit și sperăm să rezolvăm problemele stringente a sectorului ovin care le avem astăzi. De asta ne-am adunat să le discutăm și să le punem pe masa decidenților ca să înțeleagă problema noastră de la aia de jos. Poate de acolo de sus totul se vede frumos, dar să știți că sunt foarte multe probleme și chiar grave, care dacă vor continua vor duce la dispariția sectorului ovin din România. Ce probleme au fost subliniate astăzi, în principal? În principal, subvențiile, pentru că noi nu suntem de acord ca subvențiile să fie egale pentru toți oierii din România, fiindcă una este un crescător de oi care muncește și face ameliorare și face investiții și este controlat de cel puțin 10-12 ori pe an și una este să-ți cumperi niște berbeci și să iei bani ca și mine. Și mai este și discuțiile astea între oieri, că spune, băi, frate, tu ești controlat, te pune să faci montă dirijată, te pune să faci analize, te pune și eu banca tine. Deci aici nu este corect și aici noi o să cerem să se diferențieze până la urmă munca, frate. Deci nu putem unul care nu muncește să iei bani ca unul care muncește. Adică nu este echitabil până la urmă.